venit pe itassistant.org la un nou episod de desenat în SketchUp. Eu sunt Andrei, iar în continuare vă voi prezenta ultimele noutăți. Bine, au cam câteva luni vechime legate de programul SketchUp, iar la partea practică vă voi arăta bara de unelte Sandbox și cum puteți lucra cu acestea. Din primăvară, SketchUp nu se mai află sub bagheta celor de la Google, ci sub bagheta celor de la Trimble. Prea multe nu pot să vă spun despre această firmă, nu rămâne decât ca voi să vizitați noul site al celor de la SketchUp și să vă documentați. Au rămas cele două variante, gratuită și profesională, care este contra cost. Așa. Astfel fiind spuse, haideți să ne întoarcem în program și să vedem cum putem utiliza bara Sandbox. Bara Sandbox este aceasta. O utilizăm pentru a genera teren tridimensional și a crea pe acest teren diferite forme de relief. Bara de unelte Sandbox o activați dacă sunteți pe un calculator cu Windows din meniul Windows. După cum vedeți aici, mă aflu pe un Macintosh. Astfel mă voi duce în meniul SketchUp. La fel ca în meniul Windows, trebuie să aveți această comandă Preferences. Da? Dați click pe aceasta și trebuie să vi se deschidă această fereastră. Trebuie să aveți grijă ca în această fereastră, sub categoria Extensions, să aveți bifat Sandbox. Astfel, în meniul Tools, vă va apărea comanda Sandbox pe Mac, de asemenea și în meniul Drop vă va apărea comanda Sandbox, iar dacă sunteți în Windows, mergeți în View, alegeți acolo Toolbox, iar din Toolbox să aveți bifat Sandbox. Astfel va apărea această mică bară de unelte cu cele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unelte principale. Ok, haideți să vedem cum putem să manipulăm aceste unelte. Prima comandă poartă numele de Make from Margins, dacă nu mă înșel. Cu această unealtă vom realiza un teren tridimensional pornind de la cel puțin două margini care ar trebui să fie prezente în desenul nostru. Pentru aceasta, haideți să simulăm un anumit context. Să zicem că avem în această zonă, mai puțin, avem un teren, apoi de la acest nivel pornește un zid, da? Ca să nu avem probleme, haideți să transformăm totul într-un grup. Ah. Și acum, haideți să vedem cum putem desena un teren care în partea stângă se oprește în acest zid și coboară frumos, treptat, până în această porțiune, folosindu-ne de prima unealtă. Vom lua unealta arc de cerc și vom începe să simulăm cam care ar fi diferite nivele de curbură ale terenului nostru. Trebuie să aveți grijă mereu să lucrați pe fața care ne interesează, adică această față verticală. Pentru aceasta vă rog să recapitulați lecțiile anterioare. Așa.
am desenat prima succesiune, pardon, de linii, care va fi reprezentată de prima margine. Și cea de-a doua margine, haideți să o desenăm undeva aici. Astfel avem această margine și această margine. Aceste două margini le vom utiliza pentru generarea acelui relief tridimensional. Ok, cu un dublu click selectez cele două margini, fiecare cu un dublu click, da? Ținând apăsat pe Shift. Apoi ne poziționăm peste comanda din bara de unelte Sandbox, Create from Margins sau Make from Margins, nu știu exact care este denumirea, dăm un click și așteptăm să se genereze. După cum observați, foarte rapid, foarte frumos, s-a generat acest teren tridimensional. Da? Haideți să luăm un alt select și observați că acest teren tridimensional automat este grupat, este introdus într-un grup. Dacă îl mutăm la o parte, haideți să îl mutăm undeva aici în spate, observați că liniile noastre generatoare au rămas în schimb. Da? De asemenea, când veți lucra, aveți grijă să nu le lăsați, deoarece vă încărcați desenul cu linii inutile, care și așa nu se observă. Da? Trucul legat de vizibilitatea și invizibilitatea acestor tipuri de linii vom discuta la capitolul Layere în alt tutorial. Ok, cea de-a doua unealtă. A doua unealtă, dacă nu mă înșel, poartă denumirea Make from Scratch, și anume vom genera un teren tridimensional de la zero. Astfel, va trebui să începem prin indicarea unui punct de origine. Eu prefer să-l aleg chiar la intersecția celor trei axe. Așa, după care mă deplasez pe axa verde. Dacă observați, există o segmentare a liniei pe care eu o trasez, da? Deoarece mă suprapun peste axa verde, această segmentare este mai puțin vizibilă, dar dacă mă poziționez oblic, observați această segmentare. Practic, indic câte segmente să intre, câte segmente să alcătuiască una dintre laturile terenului meu viitor tridimensional. Hai să zicem că mă opresc aici, după care trebuie să indic în direcție perpendiculară celălalt număr de segmente. Okay. În acest moment observați că avem un teren, să zicem, plat, care are nevoie să fie modificat. La fel ca și înainte, terenul se generează grupat, așa, însă pentru a ne fi nouă mai ușor în pașii următori de lucrat cu acest teren, haideți să-l explodăm. Dacă preferați să nu-l explodați, de câte ori vreți să-l modificați, faceți un dublu click astfel încât să intrați în acest grup, da? Știți că sunteți într-un grup, în momentul în care de jur împrejurul obiectului vostru va apare această casetă transparentă, delimitată de linii punctate. Eu prefer însă să îl explodez. Astfel vom avea o succesiune, adică vom avea terenul nostru alcătuit din fețe și linii negrupate. Da? Haideți să trecem la următoarea unealtă. Următoarele 5 unelte, de fapt, sunt unelte de editare a terenurilor generate, fie din două sau mai multe margini, fie from scratch. Haideți să vedem ce face cea treia unealtă, care poartă numele de unealta Smooth. Dăm un click pe aceasta și haideți să ducem cursorul peste terenul nostru. Observați, cursorul s-a transformat într-o piesă centrală, încercuită de o linie roșie.
Acest cerc roșu indică suprafața pe care noi o vom modifica. Totodată, această suprafață putem să o modificăm introducând în bara de measurements, aici unde avem radius, momentan avem 10 metri, introducem o valoare mai mică sau mai mare, haideți să introducem 4, facem un enter și astfel observăm cum suprafața pe care noi o vom modifica se va micșora. Haideți să revenim la 10 pentru exemplificare și să acționăm comanda. Ne vom poziționa într-un anumit loc, să zicem aici. Facem primul click. După primul click observăm că apar aceste puncte sau aceste pătrate galbene. După cum observați, cu cât ne îndepărtăm de centrul unde am acționat comanda, pătratele se micșorează ca dimensiune. Asta înseamnă că cu cât suntem mai îndepărtați de centrul unde am acționat comanda, efectul comenzii noastre va fi mai mic. Asta ce înseamnă? În centru, practic, vom delimita sau vom determina acea modificare cel mai exact. Iar segmentele de dreaptă care înconjoară de jur împrejur pe suprafața acelui cerc roșu se vor mula după modificarea efectuată, mai mult sau mai puțin. Haideți să modificăm astfel, iar dacă ne orientăm altfel, observați această formă de relief proaspăt creată. O altă metodă de a modifica relieful este prin preselectarea dreptelor sau segmentelor de dreaptă care vor fi înălțate, modificate. Haideți să luăm un alta select, fie apăsați space, fie mergeți în bara de unelte large to set și vom selecta, haideți să luăm acestea. Țin apăsat pe shift să fac o selecție multiplă. Ok. Iau unealta smooth. Ce aveam deja selectate niște drepte, după acționarea uneltei smooth, observăm viitoarea zonă care va fi modificată. Ce este particular este că prin preselectarea unor drepte putem crea acel efect de platou. Haideți să vă exemplific practic ce vreau să spun. Observați cum dreptele selectate, dacă fac un zoom in, observați că ele deja rămân selectate, chiar dacă lansez o altă comandă, așa, acestea nu se modifică, rămân în același plan. Iar celelalte se mulează după modificarea efectuată. Haideți să repetăm comanda, să zicem, cu aceste segmente selectate. Iau unealta smooth. Data aceasta o să avem un platou mai proeminent. Da? Cred că ați înțeles deja care este ideea legată de această unealtă. Haideți să luăm iarăși un alta smooth și să creăm, erau deja selectate, să creăm un relief mai distorsionat și aici. Cu următoarea unealtă, care poartă numele de unealta stamp, aceasta, vom realiza un piedestal pe care vom poziționa această căsuță. Practic, acolo unde avem un teren foarte variat, un teren accidentat, pentru a poziționa o construcție avem nevoie de un platou.
și vom genera acest platou, acel piedestal pe care să poziționăm căsuța. Pentru acest lucru avem nevoie să mergem în vedere frontală și să poziționăm căsuța deasupra relief. Așa, am să zicem undeva pe aici. Ok. Primul pas este să selectăm căsuța, apoi lansăm comanda stamp. După cum observați, de jur împrejurul căsuței, la baza acesteia, a apărut acest dreptunghi roșu. Acesta indică suprafața față de care se va genera un nou relief din relieful poziționat de desubtul căsuței. Ca să înțelegeți ce vreau să spun, haideți să continuăm comanda. Deci, primul click, selectăm căsuța, apoi lansăm comanda și următorul click în desenul nostru trebuie realizat pe relieful acesta. Astfel, s-a generat automat, după cum observați, un nou relief care în porțiunea superioară are acel platou identic ca suprafață cu suprafața inferioară a căsuței. Hai să zicem că îl modificăm undeva la acest nivel. Cu un al treilea click încheiem comanda. Ce ne mai rămâne este de poziționat căsuța corect peste această suprafață. Dacă vă mai aduceți aminte de la tutorialul cu băncuța, putem poziționa exact ajutându-ne de punctele de intuiție. Astfel mă voi ajuta de acest endpoint din grup, astfel încât să fie suprapus perfect peste acest endpoint din grupul reprezentat de terenul meu. Un click aici și un alt click aici. Iar căsuța este poziționată perfect peste noua formă de relief generată. Pentru a oferi un realism cât de cât, haideți să adăugăm o textură vegetală la relieful nostru. Ok. Următoarea unealtă poartă numele de drape. Pentru a exemplifica această unealtă, lucrul cu această unealtă, mă voi folosi de aceeași căsuță astfel. Trebuie să poziționăm de asemenea căsuța deasupra terenului nostru. Data aceasta aleg să o poziționez mai sus, cam la acest nivel. De ce? Pentru a vedea mult mai clar modificările aduse. Haideți să vedem parallel section. Ok, am vrut să fac o proiecție paralelă. Aici în camera, parallel projection. Ok, astfel, hai să ne mutăm în 3D. Trebuie să modifică perspectiva spațiului nostru de lucru. Ok, primul pas pentru a folosi un alt drape este selectarea obiectului pe care îl vom imprima, anume, contururile acestea vor fi imprimate pe obiectul care se află poziționat sub obiectul inițial, anume acest relief. Practic vom trasa automat peste acest relief conturul căsuței noastre. Primul pas este selectarea căsuței, apoi lansăm comanda, după care selectăm relieful. Dacă nu ați observat, haideți să facem un zoom in. Și observați,
intrăm în componenta relief și vă voi selecta conturul generat de comandă, conturul practic al căsuței noastre. Această comandă este utilă dacă n-am apăsat pe Shift și mi s-a anulat. Dacă doriți să realizați un gol într-un anume relief, un gol care să se potrivească cu un anume contur, în cazul nostru, conturul căsuței. Voi selecta conturul care s-a generat pentru ca să îl puteți vizualiza mai bine. Probabil nu a fost o idee prea bună să colorez cu vegetație relieful, dar îl observați, da? De asemenea, au fost proiectate și dreptele care alcătuiesc acoperișul. Dacă obiectul vostru poziționat superior ar fi fost într-o poziție mai ciudată, toate dreptele sale s-ar fi proiectat perpendicular pe acest plan. Ok, practic puteți vizualiza printr-o selecție mai greoaie, mai meticuloasă, a conturului, puteți observa conturul căsuței noastre pe acel relief. Ce am putea noi face acum? Haideți să vedem, de exemplu, să alezăm un gol, să ștergem conținutul acestui perimetru și să vedem golul realizat. Pentru a vă arăta că este o copie perfectă a conturului inferior al casei, mă voi poziționa în perspectivă paralelă, perspectivă plană și în proiecție paralelă. Și după cum observați, conturul acesta este identic cu conturul căsuței. Ok. Următoarea unealtă. Haideți să poziționăm totuși căsuța la locul ei pe piedestal. Așa. Iar cu următoarea unealtă, care poartă numele de unealta Add Details, în traducere adăugare de detalii, exact acest lucru îl face. Adaugă detalii unui teren generat. Pentru acest lucru avem nevoie să intrăm în grupul sau componenta care reprezintă terenul nostru, lansăm comanda și observați cum cursorul nostru s-a modificat. În acest moment putem să ne poziționăm oriunde pe terenul nostru și să adăugăm detalii și să modificăm coordonatele acestea. Un alt mod de a utiliza această comandă este prin selectarea triplă în prealabil a întregii suprafețe și lansarea comenzii. În acest moment, peste toate suprafețele noastre vor fi analizate și vor fi segmentate la rândul lor de către program în suprafețe și mai micuțe. După cum observați, astfel vom putea manipula și mai în detaliu diferite părți ale reliefului nostru. Cu următoarea unealtă, dacă nu mă înșel, poartă numele de Flip Edge, putem modifica poziția unei drepte. De exemplu, în acest
Cam atât despre unealta Sandbox. Dacă aveți diferite păreri sau idei care doriți să le împărtășiți, nu ezitați să lăsați un coment. Până data viitoare, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Salut!